început să am grijă să ajung acolo unde mi-am dorit, unde ne dorem amândoi, unde mulți ani la rând m-a sprijinit și a construit și acest cartodrom nu doar pentru mine, ci pentru toți băcăoanii și pentru toți copiii. Și a cerut scuze dacă a greșit cu ceva, poate că nu era cazul, pentru că oameni ca el mai rar, oameni buni și să ajute pe toată lumea să aibă grijă de toate apropiații și nu doar de cei apropiați, foarte rar în această lume. Ai fost lângă el în ultimele momente? Nu am reușit, din păcate, să mai ajung la Viena. Poate că trebuia să ajungem și restul familiei, surorile, dar am stat o lungă perioadă cât a fost la Spitalul Floreasca și am fost lângă el. Acum, sigur, nu a fost destul timp. Dumnezeu, cum au fost ultimele clipe? Ce s-a întâmplat? Ce ți-a spus? Ultimele clipe pe care noi le-am petrecut împreună, mi-a spus că puteam să ajung mai departe, dar a zis că are încredere în mine, că eu voi fi mult mai puternic și mult mai bun în toate lucrurile pe care le voi face după moartea sa. Care era, de fapt, visul tatălui tău în legătură cu tine? Visurile noastre. Amândoi speram și, din păcate, criza economică și nu am mai avut sponsor, nu. A fost să ajung primul român în Formula 1, primul pilot român în Formula 1. Vei încerca și îndeplinești acest lucru? Cu siguranță.